Îți dai seama cum ar fi pentru un evreu? Cum? Stai puțin că în fiecare an de-abia așteptăm ziua ispășirii și vine această zi a ispășirii. E o zi națională în care preotul aduce pentru păcatul lui și pentru păcatul familiei, aduce acea junică sau, mă rog, acel animal, după care pentru poporul, pentru întreg popor, și se întâmplă tot timpul asta în fiecare an. Dacă nu s-ar întâmpla în fiecare an, înseamnă că nu am ascultat de Iahve și ar trebui să fim consumați de mânia lui. În fiecare an trebuie să se întâmple asta. Animal după animal, sânge, mult sânge, care trebuie să curgă. Și autorul epistolei către evrei spune, Iisus nu a trebuit să facă lucrul ăsta decât o singură dată. Și ascultați, spre deosebire de ei, evrei, preoții aceia care slujeau în mod continuu la templu și animal după animal și după animal era sacrificat și nu obținea absolut nimic. Iisus obține o răscumpărare veșnică.